net. Ca să ne dregem nițel și să continuăm numărătoarea, zic să invităm în scenă pe cei de la Hypnotic Dancers. Hypnotic Dancers, un grup compact, omogen, dar ușor nedumerit. Am intrat între ei la culise și am întrebat: băi, cine e liderul vostru? Și erau așa. Cine? Ce lider? Nu, dragă, noi suntem ca poporul japonez, ne conducem singuri. Până la urmă am decis eu după frizură. Bună dimineața! Bună dimineața! Dumneata ești? Dani. Și ești liderul? Trupei Hypnotic Dancers. Exact la fel zic și eu în fiecare dimineață, dar nu e așa. Cum v-ați strâns voi? De unde veniți? Noi facem, am făcut dans partidă de performanță la un club din București. Da. Ne-am întâlnit acolo, am avut o carieră sportivă împreună, la concursuri. Și ne-am decis să ne ocupăm acum de partea de show-uri și am făcut trupa aceasta. Câteva întrebări tehnice, te rog, pot? Sigur. Unu, dacă e șeful, de ce dansezi în spate? Nu avem niciun lider deocamdată, abia am înființat trupa și păi ne-am ocupat toți. Păi m-așteptați încă să vin la repetiții. Exact. Nu dansez, dar vă conduc bine. Și așa? O parteneră. Și bruneta este șefa la fete. Mi-am dat seama pe secțiunea fete că am văzut-o. E cu atitudine. Da. Și dumneata mi-a făcut cu ochiul de două ori. De ce? De ce? Că așa e frumos, așa e la dans. La dans se face cu ochiul? La juriu am înțeles. Mai... Eu știu pentru că am fost la foarte multe concursuri de Miss și am văzut că mi se face cu ochiul. Concurent. Se trage și de la tic. Concurent, nu juriu. Două, trei lucruri pe care trebuie neapărat să le știe puberul dacă vrea să iasă cu un dansator profesionist de sex feminin, desigur. Daniel, te rog frumos. Deci, în primul rând, să aibă ținută, nu? Corect. Foarte important de ținută. Deci nu poate să stea gâb și cu ghiozdanul ăla în față pe care îl poartă la purtător, nu? Atitudine. Exact. Doi. Privire. Atitudine. Am înțeles? Focus. Focus. Unde trebuie să se uite? Unde vă uitați voi la parteneră? Ia, acum să văd. Unde vă uitați? Cum? Spuneți, vă rog, ultimul, te rog, tu.
Sunt mai multe locuri în care ne uităm la parteneră. Cum ar fi? În centru? Când dansăm. Când dansați? Când dansăm în ochi. În ochi? În ochi. Și când se mai întoarce și cu spatele, mai privim și părul. Privim părul, da. Tocul mai priviți? Toc, eventual, da. Tocul, da. Da. Mai aveți și... Cu fetele vreau să vorbesc, te rog. Aveți și momente mai tensionate în care, de exemplu, vă mai... Sunt, nu putem să le evităm, din păcate, dar mai sunt. Nu sunt. Da? Da, vorbiți cu partenerul? Bineînțeles, da. De exemplu, pac, ai plătit banca? A, nu. Nu? Nici tu? Pac! Nu ai plătit banca? Nu, trebuie să ne concentrăm la ce facem. După, urmează. Am înțeles. Dar vă înțelegeți din privire, adică dacă nu? Da. Păi avem ani buni de dans împreună și ne înțelegem. Am înțeles. Bun, dumneavoastră, vă rog, o altă întrebare, tot tehnică din dans. Dacă aveți o carieră de succes împreună cu partenerul și aceeași carieră este transferată și în dormitor și dintr-o dată în dormitor nu mai merge treaba, trebuie să încheiați și cariera de succes sportivă? Din păcate n-am fost într-o nouă situație. Din păcate sau din fericire? Sau din fericire, nu știu cum să-i spun. Nu am fost într-o situație ca asta. Puteți să-i întrebați pe ei. Da, aveați și dorit. Am înțeles, nu e nicio problemă. Da. Și eu, dacă colegul meu avea craci și sâni, era altceva. Dar așa, asta e. Compromis, nu știți cum e în televizor. Nu, glumesc. Dar de multe ori se mai întâmplă. Eu te întreb acum pe tine, dacă sunt mulți campioni, e frate și soră. Ăștia, frățioare, cred că au voie să și bată, nu? Că-s frate și soră, la urmă noi... Exact, nu dăm din casă. Da, avem în România cupluri frate și soră care dansează? Da, avem, da. Nu? Și ești mai... Duci gunoiul, fraiere, mai călcat! Se ceartă, orice om se ceartă, dar până la urmă contează ce au împreună. Sunteți cei mai pacifici dansatori pe care am auzit. Voi nu știți pe Flavia noastră, frățioare, are o bâtă în geantă, are telescopica. Te rog frumos să-mi spui ce trebuie să știe puberul că ar trebui evitat, adică la o dansatoare profesionistă. Ce nu i-ar conveni? Ca un bărbat, nu? Nu. Lui puberul, dacă ar vrea să iasă cu o dansatoare profesionistă, ce nu i-ar conveni? Să fie mereu pusă să danseze. Așa. Pentru că lumea are așa o prejudecată că dacă ești dansator, atunci trebuie tot timpul să dansezi. E nunta lui soră ta, de ce stai jos? Exact. Ridică-te. Come on! Și sus! Nu? Distrează-ne! Exact. Bun. Da. Bun, și acum ce element negativ crezi că... ce crezi că l-ar deranja pe puberul dacă ar ieși cu o dansatoare profesionistă? Faptul că într-o pereche, dansul este un pic și teatru. Atunci când ești pe scenă. Da, și da. Trebuie să existe o relație între parteneri. Și l-ar deranja că se pupă cu altul. Neapărat că te pupi cu altul, dar trebuie să existe o chimie între parteneri. Sau măcar deci, să te prefaci că există o chimie. L-ar deranja chimia ei la serviciu, cum ar veni. Da. Păi și puberul are o chimie cu... Gata, lăsați că nu-i despre tine emisiunea, tu ești doar cobaiul nostru. Mulțumesc, copii. Ușor de găsit pe internet, de exemplu? TheHypnoticDancers.com, pe Facebook TheHypnoticDancers, pe YouTube, pe Twitter. Căutați Hypnotic Dance Show din București. Suntem acolo. Mulțumesc tare mult. Să aveți o viață ușoară și ușor cu partenerii. Răzvan?